Mii de oameni au ieșit din nou pe străzile din Viena pentru a protesta față de intenția guvernului de a introduce vaccinarea obligatorie. Manifestanții au cerut ca executivul să-și dea demisia. Protestele au devenit evenimente de rutină în Austria, din momentul anunțului autorităților că vor introduce vaccinarea obligatorie. În fiecare weekend, străzile din Viena devin neîncăpătoare de protestatari care nu sunt de acord cu măsurile impuse de guvern. Și de această dată, mii de austrieci au scandat lozinci împotriva vaccinării obligatorii și au cerut demisia executivului. După lăsarea întunericului, protestul s-a mutat în trafic. Sute de mașini au umplut șoselele capitalei Austriei, iar șoferii au condus cu viteză minimă și claxonând, în semn de protest. Săptămâna viitoare, Parlamentul austriac va supune votului proiectul privind vaccinarea obligatorie. În noiembrie 2021, guvernul a anunțat al patrulea lockdown național și a precizat că va face vaccinarea obligatorie pentru toți austriecii. Iar de la debutul pandemiei, Austria a raportat peste 1,4 milioane de cazuri de infectare cu COVID-19 și aproape 14.000 de decese.